Băi, nene, n-am văzut așa ceva cincioare de la București la Bușteni. De unde? Hai, nu sunt ele, de parcă nu trăiești în țara asta de 20 de ani. Mereu e aglomerat, mai ales vara pe aici. Am zis să nu mă aici, așa că mă enervează la culme. Eu consider în continuare că era mai bine să mergem pe cheia. Dar e bine și pe aici. Ia zi, Ghina, îți place aici? Ce frig! Dar e bine și pe aici. Auziți? Dacă toți suntem la munte, nu vreți să facem mâine un traseu? Căci că ar fi mai multe interesante în zonă. Eu propun să le alegem pe cel mai greu. Stai, mă, ușor. Nu știu câtă experiență aveți voi în materie de trasee, dar eu am mai parcurs cu bunicii și cu părinții mei. Și având în vedere că nu suntem echipați corespunzător pentru un traseu complicat, eu zic să alegem ceva mai simplu. Să fim în siguranță. Așa, eu sunt de acord cu David. Plus de asta n-am mai făcut mișcare intensă de ani de zile. Nu vreau să leșim pe acolo, că altfel mă cărați în brațe până acasă. Ce e să zic, leșim pe acolo? Dar lasă, dragă, care cine să te salveze. Dacă vrei, uite, te iau și alerg cu tine în brațe. Sigur, tu să reziști până sus și apoi mai vorbim. Bun, deci care e cel mai dificil? Oricum zona e foarte frumoasă, deci... Ce n-ai bă la chema pe ăsta, Ioana? Avea nevoie de ghid montan? Știi bine de ce l-am chemat. Sora mea e singură de când s-a despărțit de... Și mă gândeam că poate. David e un super tip. E inteligent, e manierat, e educat. Provine dintr-o familie frumoasă. E super de treabă, ți-am zis. Mie nu mi se pare cine știe ce. Plus că chiar am senzația că se cam uită la tine. Dubios. La mine? Suntem colegi și super prieteni. N-a încercat niciodată nimic. Plus de asta știe că suntem împreună. Asta se tot dă mare. Că face el, că știe mai bine, că face, că drege. Bă, pe mine să nu mai ia cu capă fetițele alea, că eu nu sunt vreuna să mă impresioneze. Încetează. Hai, îmbracă-te cu astea. Cred că am uitat acasă pelerinele de ploaie. Păi, normal. Niciun bagaj nu ești în stare să-l faci. Vrei să-l chem pe David să te ajute? Hai, termina. După ce că eu mă ocup de tot, mai și comentezi. Dacă nu eram eu, n-aveai nici chiloți în bagaj. Hai, cât e ceasul? Să nu ne aștepte. Și 20. Lina, știi că David merge la sală regulat? Da, și eu merg. Auzi, tu folosești suplimente? Am mai folosit, dar nu sunt chiar așa bune pentru sănătate. Da. Dar oare dacă alergi zilnic, dăunează? Depinde de fiecare. Pentru unii nu, pentru alții da. Da, așa este adevărat. Dar auzi, am fost toată la sală. Ioana, de tare simpatic e colegul ăsta al tău și pare așa cu stil. Îl văd ca pe un super erou care să mă salveze din mâinile unor răpitori. Da, mă, da, tu mereu te gândești la eroi. La feți frumoși. Bă, nu știu ce vedeți voi așa frumos la ăla, că pun pariu că la prima chestie ar fugi ca o muiere. Tu vorbești, mă, Johnny, bravo. Luăm și noi pauză de odihnă? Vreți să vă opriți acum? Hai să mergem pe aici! Ia uite! Eu dintr-o săritură sunt sus! Irina, ai vreo problemă de sănătate? Nu, am început de asta, dar nu e ceva foarte grav. Adică...
că atâta timp cât am asta cu mine, totul sub control. Nu e periculos? Am înțeles că nu ai voie să faci efort prea mare. Nu, că n-am probleme așa de mare, adică situația e sub control, am grijă de mine. Ai suficiente rezerve la tine? Până sus mai e de mers și să nu leșim pe aici, că pe urmă trebuie să te care Johnny Bravo în brațe. Hai tu liniștită, Monica, am suficient, mă descurc. Uite, Mure, hai să luăm. Bă, Irina, să-mi bat picioarele, ți-a căzut rucsacul. Ce, mă? Ha, mă, frate! Păi, dacă sunteți neatente, las că mă duc eu. Stai, mă, stai! Alex, stai puțin, stai, Ioana, că vină și ceilalți. Veniți repede! Ce s-a întâmplat, mă, de ce țipați? A căzut rucsacul și am inhalatorul acolo. Alex, ce faci? E periculos. Stai liniștită, rezolv imediat. Alex! Mă duc după el, stați aici, aveți semnal la telefoane ca să sunăm după ajutor. Irina, ce-i cu tine? Irina? Irina, liniștește-te. Irina, calmează-te, o să fie bine. Ești bine? Irina, liniștește-te. Te rog mult, vrei niște apă, te rog. Spune ceva, te rog eu mult. Irina, o să fie bine, calmează-te. Respira adânc. Irina, te rog. Cred că și-a rupt piciorul, nu mai poate călca în el. Trebuie să ne întoarcem să ajungem la spital. Ce-ai făcut, mă? De ce ai împins rucsacul, a? E adevărat? Băi, uite-te în ochii mei. Ce naiba a fost în capul tău? Tu vorbești serios? Ești atât de irresponsabil? De ce naiba faci pe erou? Irina, stai! Lasă-mă în față! Asta a dat plimbare pe munte. Mulțumim, Alex!